Wow, ce peisaj! Bravo! Ia uite, ceva bun de mâncare. Oh! Wow! Ați putea crede că am revenit în Delta Dunării. Ați putea crede foarte ușor. Ei bine, nu sunt în Delta Dunării, sunt într-o mică delta în Canada. În spatele meu e o gură de vărsare a unui râu. Râu care formează această delta cu nuferi, cu trestie, cu stuf, cu peștișori, cu raci, cu tot ce trebuie, un întreg ecosistem aici. Iar în partea cealaltă, lacul Ontario, unul dintre cele mai mari lacuri din Canada și cred că al patrulea sau al cincilea din America de Nord. Ce caut în sălbăticie? O grămadă de lucruri, dar asta le veți descoperi dacă vă uitați la acest video. Vizionare plăcută! Au trecut aproape 10 zile de când sunt în Canada și nu am văzut partea sălbatică a ei. Gelul mă va duce acum într-o zonă sălbatică. Vreau să trăiesc și experiența asta a Canadei sălbatice. Cât de departe este această zonă sălbatică? Zona este cam la 40 de kilometri în est de Toronto. Este situată pe malul lacului Ontario și peste apă, probabil că o să vedem orașul. Este o zonă protejată de multă, multă vreme, unde animalele sălbatice s-au aclimatizat. Sunt foarte multe animale și păsări și locul acesta este cunoscut pentru faptul că animalele s-au obișnuit cu prezența omului și mănâncă, dacă ai semințe și arahide și, na, mă rog, tot felul ce mănâncă ele, ele vin, se apropie de tine și mănâncă. Și sper că astăzi o să vedem niște animale în premieră și pentru tine. Probabil că o să hrănești păsări sălbatice și animale din mână, dar să vedem dacă o să vină. Este destul de cald și pe vremea asta caldă, câteodată animalele mai stau la umbră, mai se mai trag și ele, dar să sperăm că o să fie ok. Gata, am luat-o la pas. Abia aștept să văd ce animale sălbatice sunt pe aici. Poate sunt și pârși. Cine știe? Îmi Pârși, plac pârșii. Știi ce sunt pârșii? pârși, jepi, da, pârșii sunt niște ca un fel de șarpe fără coadă, nu? Nu, sunt ca niște șoricei micuți. A, și jepi atunci Nu știu ce sunt jepii, dar de pârși știu. Pârșii sunt de alun, de câmpie, de copac, de munte, au mai multe subrase. din gama pârși, specia montană, nu? Și Corect. Am intrat în pădurice și începem hrănirea păsărilor și animalelor sălbatice. haideți. Ăsta e ciocănitor, ăsta e cardinal, femelă, și masculul este... Hai tu! Așa! Marian, hrănește un chipman, chip și de el. Care e senzația, Marian? Pasărea albastră este Blue Jay, ca o coțofană, este simbolul echipei de basket, de baseball din Toronto. Sunt gaiță. Ia uite ce bătăioase sunt. Și a făcut apariția o veveriță maronie. Ia uitați ce coadă frumoasă are, o coadă stufoasă. Da, iarna ele sunt negre. Dar acum, înainte de năpârlire, vara, mi se deschide culoarea la blană și la coadă. Cât de încântat sunt, n-am mai hrănit din palmă până acum o veveriță sau o pasăre. Ne-am oprit că am văzut altceva aici. Am descoperit o familie de rațe, rață și rățoi.
Aolo, se ceartă. Ce ai cu ea? Un chipmunk și un blue jay. Din câte am înțeles de la Gelu, nu mănâncă chiar tot această mică veveriță, ci depune stânga-dreapta în fălcuțe mâncarea și apoi o ascunde în scorbură. La Gelu trag mai multe păsări și animăluțe. E de-al casei. Îl cunosc. Ia zi, Gelu, te cunosc aceste animăluțe, păsărele, de vin la tine? Păi da, nu știu dacă ați văzut filmul de la Disney, Albă ca zăpada. Eu fac și vin la mine, uite, uite câte sunt. Deci nu-mi vine să cred. Pot să fac și eu? Da, sigur, hai. Ce sunt, gâște? Da, sunt gâște pe nadiene și au puișor, vezi acolo. Da, nu cred că vin dacă au pui. Deci în premieră, zice Gelu, hrănesc o gâscă canadiană. Uite aici. Da, de ce se face așa? Că ți-am dat mâncare bună. Nu mă ciupi. Păi nu mai ai, uite aici ai pungă. Da. Nu mai e? Aia a, îmi cerea mâncărică. Cere, da. Ia uite, mâncare bună, nouă, proaspăt adusă. De la magazin. De la magazin. Pot spune că mi-am făcut o nouă prietenă, o gâscă canadiană. Gelu este un pic mirat, mi-a zis că nu prea a văzut astfel de gest să vină gâsca cu copii. Cu da, copii, cu puișori. Cu puișori. Da, da, gâștele am fost aici nu de mult când încă nu aveau puișorii. Puișorii acestea pe care i-ați văzut poate au o săptămână, două. Și atunci ele vin, nu sunt sperioase, dar în momentul în care au puișori am fost foarte surprins că au venit la Marian. Tata, gâsca mare, a venit și mânca de la Marian, după cum ați văzut. Deci e un lucru neîntâlnit. Poate cine știe, păsările, la fel ca și animalele, simt sufletul omului. Eu că, cred că o mare atribuție a avut faptul că ai cântat ca și Albă ca zăpadă. Nu mai cânt. N-am voce. Pentru o fracțiune de secundă ne-a ieșit și o căprioară în cale. Am încercat să o filmez, nu știu dacă se vede ceva. Dacă nu, vă povestesc eu. O dita mai căprioară, frumoasă și o culoare și a maronie. Mergând pe cărare prin pădurice, am ajuns la apă. Ei bine, acesta este lacul Ontario. O mare întindere de apă. V-am mai spus în alte clipuri. 65 de kilometri peste apă se află celălalt mal, Statele Unite ale Americii. Gelu, văd că te uiți în sus. De ce te uiți în sus? Păi ăsta e un exemplar foarte frumos de arțar canadian. Acesta este, uite cât de majestos este, ca și stejarii de la noi. Și ăsta se dă gaură în el și se scoate seva aceea după primăvară, după ce se mai încălzește afară. Și încă este zăpadă, noaptea în gheață, dar ei încep să germineze și secretă acea sevă, la fel ca și mesteacănul la noi, care se colectează, după aceea se pune și se fierbe și se aduce la o viscozitate care, din care reiese siropul de arțar, cu zahăr natural, totul natural, organic. Am înțeles. Și din lemnul ăsta se face mobilă ceva sau nu e bun pentru... Da, este bun. Da, este un lemn de esență tare. Apa lacului curată. Se vede perfect fundul apei. O apă curată, caldă. E o plăcere să fiu pe malul acestui lac, dar există și zone unde este nisip aici? Da, da. Gelu spune că există. Mergem mai departe să explorăm această zonă sălbatică. Am întrebat puțin mai devreme de nisip. Gelu, eu observ că în această zonă e nisip. De ce
s-a format acest nisip aici? Păi, noi acum suntem pe un grind de nisip care s-a format la gura râului Linde. Ah, văd o mlaștină aici, pe dreapta. S-a făcut o mlaștină, da. Este un estuar și aici curge râul acesta în lac. Dar când apele sunt scăzute pe râu, apa doar se infiltrează prin grindul acesta de nisip în lac. O să vedem mai încolo. Mă simt ca în delta. De ce te-ai oprit aici? Păi vreau să-ți arăt. Aici sunt foarte multe broaște țestoase în zona aceasta. Și aici este un cuib unde au depus ouăle și autoritatea de conservare au pus această plasă pentru ca ouăle să fie în siguranță, să nu calce lumea peste ele și să se clocească și să iasă puișorii. Ah, foarte tare. Și dacă vezi aici, toate gropile acestea sunt săpate de broaște țestoase ca să-și depună ouăle. Să avem grijă pe unde călcăm, da, zic. Da, să ținem pe cărare. Nu știu dacă auziți păsările cum cântă. Și uite aici, Marian, aici este un cuib de unde au ieșit ouăle. Cum îți dai seama că au ieșit? Ah. Păi uite, se vede aici, asta e coajă de ou de broască țestoasă, de turtle. A, uite că vine asta, hai să vedem, vrei? Calciu? A, nu-ți place. Wow, ce peisaj, să spunem așa, apocaliptic. Foarte tare acest peisaj. O deltă și un mare lac, despărțite de doar 2-3 metri de nisip. Un mic grind separă aceste două locuri. Ne-a ieșit în cale un mare cârd, stol. Cârd? Îmi șoptește în cască gelul un cârd, stol. Sunt vreo 30-40 de gâște canadiene. Ia să luăm niște mâncărică. Ia uite, mâncărică, mâncărică, pe bune. Ceva bun, ceva bun, 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 bun. Ce bună e. Ce bună e. Gelu, mai dăm un supliment? Sigur. Ia uitați aici. Nom, 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 nom. Aoleu, 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 aoleu. Mai am degete. Câte degete trebuie să ai la mână? 5, mai am vreo 3. Hai, ia. Gelu a zis să facem un popas, bună idee. Chiar avem nevoie de o mică pauză. Suntem înconjurați de gâște canadiene sălbatici. Ce ai în portbagaj acolo? Ce am în portbagaj? Ce ai în portbagaj? O Fanta. O Fanta? Să-ți arăt? Da. E roz? Nu. Ah. O, de portocale. E de portocale. Perfect. Într-un live, cred că cu o zi sau două în urmă, a fost un banc cu Fanta roz, am râs cu lacrimi, toată lumea de pe chat au râs tot la fel cu lacrimi. Vreo 2-3 hateri mi-au arătat un deget că nu e ok acest banc, dar două bancuri știu și eu, cel cu Fanta roz și cel cu nașul papei. Gelu, apropo, știi bancul cu nașul papei? Gelu, unde ai fugit? Chiar atât de prost a fost bancul ăsta? Da. Nu i-a plăcut bancul cu nașul papei. Mergând pe cărare, mi-a atras atenția ceva inedit. Pietricele vopsite. Uitați un ursuleț, o gărgăriță. Alte pietre. Din ce am aflat, este o tradiție a copiilor. Vopsesc aceste pietre și le lasă la rădăcina copacilor. Vine un curcan către noi, un curcan sălbatic. Wow, ce frumos și mare este. Mănâncă măr ceva? Sau? Nu, mănâncă, uite, astea.
Îi plac semințele da, de... Da, îi plac semințe și păsat. Da, frumos. Dar ce penaj e, frumos colorat și reflectorizant, așa? Da, istoria lor e una așa mai deosebită, pentru că ei au fost, au dispărut din Canada și în anii 70, e o pasăre nativă, cea mai mare pasăre terestră de aici, dar a dispărut datorită creșterii populației și, da, și atunci, în anii 70, au fost reintroduși cu curcani sălbatici, dacă nu mă înșel, din Mexic și din Statele Unite. Și populația a explodat și a crescut din nou. Se vânează, dar numai masculii, o dată pe an. Și sunt foarte mulți. Acesta este un mascul? Da, care are barba aceea, vezi? Care este ca un fel de penaj. Asta este un mascul. Lângă mașini, o familie de ratoni. Ce tare! Prima dată când văd ratoni în sălbăticie. Ia uite, ceva bun de mâncare. Oh! N-a vrut? Te-a prins? Un pic. Dă-i arahida aia. Deci nu vrea măr? Dă-i arahida de sub măr. Ah. Alea-i plac. Arăză. Totuși animal sălbatic, știi? Da, da, da. Am înțeles că nu prea văd bine pe timpul zilei, de aceea pipăie cu lăbuțele mâncarea. Animal nocturn. Fiind animal nocturn. Aici m-a zgâriat un pic ratonul, v-am zis, este parțial orb. Nu și-a dat seama care este mărul, care este degetul meu și m-a zgâriat un pic cu gheara. O pistă de biciclete interesantă, pe care circulă și mașinile. Pentru că de obicei, prin alte zone, bicicletele circulă pe șosea. Aici, din când în când, mașinile trec, dar trec pe pista de biciclete. Și dacă este o bicicletă în față, va trebui să o aștepți, pentru că nu ai voie să o depășești. O pistă de biciclete cât o stradă de mare prin interiorul acestei zone sălbatice. Cam acesta a fost videoul de azi din această zonă conservată din apropiere de Toronto. Eu în momentul de față sunt aici. În schimb, am făcut un frumos traseu prin pădure și am revenit aici. De aici din Canada, până data viitoare, vă spun la revedere, v-am pupat și nu uitați, cu cât mai multe like-uri, acest clip, sper eu, interesant, ajunge la mai multă lume și asta datorită vouă. Vă mulțumesc pentru like-uri, până data viitoare, vă spun la revedere, v-am pupat!